Sunăm un prieten foarte drag al nostru, Dragoș Moștenescu, care a fost prins în perioada asta la Londra, acolo unde s-a mutat de 3 ani. Chiar dacă și lui s-au anulat spectacolele și chiar un turneu, nu i s-a anulat deloc creativitatea. E un băiat mega talentat, s-a distrat în perioada asta alături de copii. Ce proiecte pregătește, ne spune. Deocamdată, după cum puteți vedea, s-a băgat pe design. El este... Da, eu sunt. Salut, Dragoș! Ce faci, Dragoș? Salutare, salutare! Ce faci? Bine? Nu te-am mai văzut de ceva vreme! Ești în Anglia de 3 ani! Da, 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 da. Cam așa, cam așa ceva. Am venit mai întâi eu ca bumerangul, după care, ca buzduganul lui Făt Frumos, după care am adus și familia vara trecută. Avem un an și ceva de când suntem toți împreună aici. Și cum e viața în Anglia față de viața pe care o aveai în România? Păi cum să spun, sigur că îmi lipsesc prietenii și cunoștințele apropiate, dar în rest eu mă pliez destul de bine aici. După cum știi, chiar la tine în emisiune am fost cu proiectul Elton John, adică eu aveam ceva afinități cu zona asta culturală de aici, motiv pentru care m-am tras încoace și am început să fac divertismentul pe care îl știam și cu experiența din țară, dar în limba engleză, în ideea de a deschide puțin piața mai mult internațional decât național. În rest e ok, sigur, până în martie, când a venit lockdown-ul. Da, haideți să le spunem oamenilor că practic tu acolo tot cu partea asta muzicală te ocupi, da? Și să spunem unde sunt proiectele sau cum, adică concret așa? Concret este că mă ocup nu numai cu partea muzicală, ci și cu partea de comedie, așa cum am început în țară. Numai că intrarea în televiziune, sigur, nu se poate face de la început. Trebuie să dovedesc, să probez. De aceea am început ușor-ușor cu spectacole de comedie muzicală, într-adevăr. Am zis să vin cu o combinație care este destul de rară chiar și aici și să combin cele două direcții pe care le stăpâneam eu destul de bine, muzica și comedia. Și am făcut un spectacol de muzică și comedie, un fel de one-man show, dar cu pian live pe scenă, de o oră și ceva, pe care i-am avut premiera în Leicester Square Theatre, aici în centrul Londrei, la un teatru foarte drăguț, de vreo 200 și ceva de locuri, 300, și eu am avut în sală undeva la 200 de oameni, ceea ce este chiar foarte bine. Pentru prima dată eram și sunt în continuare pentru o parte din Anglia un known name, în ideea în care voi merge mai sus. Dar lucrurile au început să se deschidă foarte bine, deja se știu în piața de comedie, pentru că trebuie să spun că pentru a ajunge să fac acest spectacol a trebuit să văd cu ce se mănâncă lucrurile și am fost la tot felul de show-uri mici unde ți se dau 5, 10, 15 minute alături de alți comedienți și pui împreună o oră jumate, două ore de spectacol în 10 oameni, să spun. La asemenea show-uri de mică comedie unde am avut 10-15 minute, am participat în număr de peste 150 în primul an jumate. Ca să pot să-mi dau seama și să-mi rafinez, să-mi fac comedia adaptată puțin cu ce aici, cu tușa de umor românesc pe care o aduc din țară. Și așa am fost în stare să pun acest spectacol care este într-o singură persoană, adică eu, e un fel de one-man show, cu muzică și comedie și cu pian live. Deci asta este unul dintre proiectele mele pe care le-am rostogolit până în martie, că din martie, uite că ne-am împotmolit puțin. Știi ce vreau să te întreb? E mai ușor să-i faci pe englez să râdă sau pe români? Să știi că uneori e mai ușor, e mai greu să-i faci pe români, că s-ar trebui să fie puțin mai pretențioși. Englezii nu că nu sunt pretențioși, dar ei sunt atât de familiarizați cu foarte multe variante de comedie și de umor. Apropo, în Londra, cel puțin, nu mai este acea direcție tradițională de umor englezesc, pentru că este un mix cultural atât de mare încât a devenit un umor general valabil. Dar aici e un lucru foarte interesant. Aici lumea, când vine la spectacol, și-a luat o bere și vine cu sufletul deschis să se distreze. Iar dacă tu ești măcar suficient de bun, nu extraordinar, ei te apreciază și îți dăruiesc aplauze și nu știu ce. Am avut spectacole în România în care am văzut oameni și n-am înțeles de ce, care au venit la spectacol, parcă i-a trimis cineva acolo, parcă le-a plătit biletul, du-te mă să vezi. Stăteau așa în primul rând și nu știu ce. Și nu eram numai eu, erau mai mulți comedianți. Îți dai seama ce energie bună îți transmiteau?
Da. Și am întrebat la un moment dat, zic, dar vă distrați, nu glumă. Toată sala a început să râdă pentru că s-a uitat la ei și... Să știi că am văzut ceva mai devreme imagini cu tine din perioada celebrului serial La Bloc și să știi că ești neschimbat. Măi, eu sper să știi că pentru treaba asta eu umblu puțin și la imagine. Nu m-am botoxat sau nu m-am tăiat încă, n-am nevoie, dar alerg. Mă duc la sală, încerc să fac și eu ce e necesar ca să stăm cât de cât în fit și fizic, dar și moral. Pentru că știi bine că toate treburile astea îți aduc o stare bună, o stare pozitivă. Da, știu că pregătești un fel de La Bloc și acolo sau ceva de genul ăsta. Mă, e o intenție de-a mea. Sau un serial asemănător. Da, asemănător este doar, să spun așa, universul prieteniei a două, trei, patru familii care stau împreună într-o casă mai mare. Aici este obiceiul așa numit share house, adică casă la comun. Și până îți faci un rost în viață, oamenii vin și locuiesc ori singuri, ori cu o mică familie, în câte o cameră a unei case mai mari, împărțind o bucătărie și două băi. Și eu am luat acest tipic care este foarte, foarte des întâlnit și l-am dezvoltat pe direcția prieteniei unor familii similare, într-adevăr, cu Alunelu și Costel, dar sigur cu alte direcții, cu alte oportunități aici și care, bineînțeles, ca serialul să fie foarte actual, se lovesc de această perioadă în care nu e de muncă, în care a trebuit să rămână acasă cu copiii, în care li s-a dat doar 70% din salariu unora, alții fiind totalmente dați afară. Deci, practic, este o comedy-drama. E o dramă din care noi extragem momentele comice și le tratăm ca atare. Eu vreau să le arăt celor de acasă că în perioada asta de pandemie te-ai și distrat foarte tare. Pe canalul de YouTube am văzut ceva imagini și vreau să le arătăm și celor de acasă și stai că ne întoarcem imediat. Da, absolut, absolut, chiar. Mom, if you hear a loud scream, it's Dad getting water on him. Oh, that's too much. Wait, I'm gonna put it lower. Okay, I think I put enough. I'm gonna put it in his mouth. I was imagining it. Ți-ai dat seama? Da. Da. S-a oprit cam brusc filmarea, nu știm ce s-a întâmplat după, dar da. Da. Nu i-am luat la bătaie, că aici ne arestează. A fost o fază foarte drăguță, că îți dai seama, în perioada lockdown-ului cu copiii acasă, după o săptămână, două, trei, a început să o iei razna și atunci am zis, bă, zic, toate prostiile pe care le facem ar trebui băgate într-o miniserie de YouTube și de aceea am inventat acest The Mouse, de la Moștenești, cum ar veni, și este ce nebunie au mai făcut la două, trei zile ei. Da, și mi-aduc aminte când Luca mi-a turnat un pahar cu apă în cap, după care eu m-am ținut după el și am făcut un prank cu Ana, pentru că el s-a apucat să cânte la pian, să repete, și eu cu Ana am venit în spate cu un trombon și când i-a tras un trombon în ureche, bine, nu fizic, sunet, a sărit ăsta 2 metri de pe scaun. Adică ne-am făcut tot felul de cioace și de glume. Haide să le caute lumea pe canalul de YouTube care se numește... Dragoș Moștenescu, exact ca numele meu, unde găsim și activitatea mea de dinainte de Anglia și activitatea mea de după. Găsim și spectacolul de care v-am povestit, care se numește All Aboard. Toată lumea în vagoane, plecăm către destinații diferite. Se găsește și serialul The Mouse, se găsesc și niște cântece comice în sine... E destul de bogat acolo. Perfect, ai grijă de tine. Te așteptăm când vii în țară să vii. Mulțumim. Și pe la noi, pe la emisiune. Salutări familiei și celor la fel. Dragi ție. La mulțumim fel mult, Dragoș Moștenescu. La fel, cu drag. Bye bye. Bye bye.